Făcut acest albuș, această bezea, vedeți? Ia uitați cum arată. Începem cu apa de nouăt. Eu am să pun apa de nouăt aici în vasul meu. Așa. Și o mixăm. O mixăm bine, bine. Ia uitați, vedeți cum se transformă, seamănă cu albușul. Așa, aici bevăm apă de nouăt și mixăm. Și mixăm apa noastră de nouăt. Vedeți cum seamănă cu albușul? Așa. Și adăugăm treptat, treptat zahărul. Puteți adăuga și zahăr pudră dacă doriți. Așa. Și adăugăm puțin câte puțin din zahăr. Am să pun puțin și amestec. Apa de nouă seamănă cu albușul. Înlocuiește albușul de ou. Așa. Și mai punem puțin zahăr. Așa adăugăm treptat, puțin câte puțin în apa noastră de nouăt. Eu aș fi făcut înainte ca să nu fac zgomot, dar vreau să vă arăt cum din apa de nouăt o să iasă un albuș sintetic. Așa, ia uitați. Amestecăm încă o dată. Vedeți? Ia uitați. Apa de nouăt cu zahăr. Mai amestecăm puțin să se mai topească puțin zahărul. Mixăm în continuare. Deci seamănă cu albușul, seamănă, da? Avem apa noastră de nouăt. Așa, să dăm de pe margini și mai mixăm puțin.
albușul nostru fals cu zahăr din apa de năut. Vedeți? Seamănă cu albușul. Seamănă, seamănă, nu? Ia. Ia uitați. Acesta este albuș fals. Așa, și să amestecăm. Ia uitați-l cum arată. Mai amestecăm încă puțin acest albuș cu zahăr, această bezea, bezea falsă. Și mai amestec încă puțin și este gata. Așa, am să-l las așa. Am bătut bine apa de năut cu zahărul și am făcut acest albuș, această bezea. Vedeți? Ia uitați cum arată. Așa.